Bună! Astăzi am pentru voi o poveste foarte interesantă, cu mult, mult tâlc, care a început de la o carte pe care am primit-o de la editura Herald, scrisă de Robin Walt Kimmerer. E o carte care pare să vorbească despre plante, dar care de fapt vorbește mult mai mult de atât. Doamna aceasta care a scris cartea este botanist, este profesor universitar și predă botanică și ecologie. Iar cartea întreagă este o metaforă pe care o exemplifică printr-un șir întreg de plântuțe care ne învață fiecare dintre ele o anumită lecție. Asta merge împreună cu acest șirag, colier, cosiță de iarbă sacră pe care am primit-o de la o femeie pe care nu o cunosc, din America de Nord, din Canada. Iarba sacră este ceea ce îi folosesc pentru purificare în ceremonii și foarte interesant că o iau, o păstrează, o semi-usucă, o împletesc în cosița asta minunată pe care o vedeți aici. Și am ridicat-o de pe perete unde stă de obicei, surprinsă fiind că din 2013, când am primit-o, și până acum, deci în 10 ani, ea încă mai miroase. Are o aromă dulceagă, de prerie. Mi-aduce aminte de turmele de bizoni și are o blândețe de nedescris. Se spune că această iarbă nu se vinde, ci se dăruiește. Ea nu are preț. Cel care ți-o dăruiește poate fi recompensat cu un dar, dar ea nu se vinde. Este un cadou pe care Mama Pământ ni l-a făcut împreună cu multe alte cadouri, despre care am și citit în cartea de care vă vorbeam mai devreme. E foarte interesant cum pleacă această carte de la botanică. Și povestește, întrețese niște lucruri, construind un fel de ecosistem în care conviețuiesc poveștile personale despre autoare, viața ei, oamenii care îi sunt dragi, lecțiile ei care au legătură cu copiii, cu familia, cu iubirea, dar mai ales cu ceea ce înseamnă pământul și natura, pe de-o parte. Pe de altă parte, au legătură cu tot ceea ce a primit ca moștenire culturală din tribul din care face parte, un trib din Canada, dar și cu absolut toată istoria îngrozitoare a indienilor canadieni și a dramei prin care ei au trecut, începând cu cucerirea teritoriilor, strămutarea forțată în rezervații și sfârșit cu programele despre care noi știm foarte puțin, cum ar fi cel de instituționalizare a copiilor, în care copiii au fost furați, răpiți de agenți indieni în ideea de a-i pune într-un fel de orfelinate oficiale guvernamentale, numite într-un mod cel puțin ironic, dacă nu sarcastic, școală rezidențială, scopul fiind ca ei să fie complet deznaționalizați și rupți de tradițiile din care făceau parte, să-și uite limba, să-și uite tribul și să-și uite obiceiurile.
Și o să spuneți, când s-a întâmplat asta? Ei bine, ultima școală rezidențială din Canada s-a închis în 1996, abia. Și atunci toată cartea poartă cu ea rana asta adâncă, istorică. Te poartă cu un fel de mândrie și cu un fel de blândețe pe care n-ai putea să ți-o închipui decât dacă faci parte dintr-un popor victimă care a fost maltratat și violentat generații la rând. În al treilea rând, sau nu știu al câtelea rând, vorbește foarte mult despre conexiune. Și aici vorbește despre conexiunea dintre plante și felul în care ele își țes ecosistemele. E o poveste extraordinară despre iazul de lângă casa autoarei, pe care vă las să o descoperiți. Dar și despre legăturile pe care noi le avem cu pământul și aici iarăși se deschide un capitol întreg care clar poartă cu el învățătura tradițională, nativă. Aș vorbi în primul rând despre dar și ofrandă și schimb, care este un motiv care revine cu fiecare plantă care este prezentată în carte, fiecare capitol fiind despre o plantă sau câteva plante. Și darurile vin cu o întâmplare primordială, conform legendei locale, care vorbește despre o femeie căzută din cer. Și această femeie a fost cea care a adus cu ea cunoașterea, iar din corpul fiicei sale au răsărit o grămadă de plante extraordinar de sacre pentru ei, fie că sunt foarte utile, fie că sunt vindecătoare. Și nebunia asta cu schimbul continuă, deci vorbește despre darul pământului și felul în care poți să oferi ceva înapoi. Simbolul pentru darul pământului este un simbol micuț, dar foarte interesant și foarte puternic. Frăguțele. Iată cum ceva atât de mic poate să fie atât de mare. Dar dacă ne uităm la a oferi înapoi pământului și la toată ideea de ofrandă care străbate ca un fir cartea prin mai multe capitole, nu pot să nu mă opresc și să mă gândesc la niște confluențe spirituale. Și aș începe cu darul pe care noi îl dăm în amintirea celor care nu mai sunt aici, da? Noi dăm de pomană. Darurile pe care le-am găsit astă vară în Irlanda, în locurile sacre, am găsit ofrande lăsate de oamenii care trecuseră pe acolo, cu nunți de floricele, bănuți, lucruri care aveau însemnătate mai degrabă rituală decât valoare fizică și care erau dăruite acelui loc. Apoi mă duc în partea cealaltă, în Asia, și mi-aduc aminte de ofranda tibetană. Ceremoniile tibetane sunt puternic pătrunse de spiritul acesta al unei ofrande și dacă o să te așezi într-o mănăstire budistă să asiști la o slujbă, s-ar putea să primești o cană de ceai sărat cu unt de iac, care este ofranda lor către tine, un călător necunoscut care s-a oprit să asculte o slujbă acolo, chiar dacă ei de-abia au bani din care să-și facă de mâncare. La fel, ofrandă este și acel pachetel magic, acel despaciu pe care indianul din Anzi îl face cadou pământului. Un despaciu este totdeauna un cadou pentru mama pământ și fiecare obiectel din despaciu are o simbolistică anume, pentru că face o legătură dintre ceva și altceva. De altfel, povestea asta cu legătura, care se întinde de la legătura între plante, legătura între noi și plante, legătura între noi și noi și la toate legăturile, mă duce la una din invocațiile de deschidere a spațiului pe care am cunoscut-o din tradiție Lakota,
dar pe care o regăsesc într-o formă foarte asemănătoare aici în carte, citată, și care invocă absolut tot ceea ce este, ca pe o invitație într-un spațiu sacru pe care șamanul îl deschide pentru un powwow sau pentru un alt tip de ceremonie sau pentru o vindecare sau pur și simplu pentru că acel spațiu are nevoie să se aducă acolo energie sacră. Este un fior de blândețe și de iubire și de recunoștință care străbate toată această scriitură și din cauza asta e mai mult decât o poveste despre plante și despre o tradiție de a împleti iarbă sacră. Este despre lecții, despre conectare, este despre calea frumuseții, este despre limbajul de dincolo sau de dinainte de limbaj, este despre culturi, triburi de care am mai auzit, Anishinaabe, Potawatomi, Ojibwe, cu unele dintre ele m-am și întâlnit. Despre aliniere, și când spun aliniere, este o aliniere a intenției cu felul în care merg lucrurile, o aliniere cu timpul corect, o aliniere cu tot ceea ce este. Este vorba nu doar despre iazul acestei scriitoare, profesoare, botaniste, activiste indigene, ci despre iazurile noastre interioare și conexiunea prin ciclurile vieții cu tot ceea ce trăiește pe fața pământului. Despre legătura cu cei bătrâni, dar mai ales cu un mesaj de recunoștință. Și vă spuneam despre acea rugăciune de deschidere a spațiului pe care am regăsit-o integral în această carte, în forma în care ea este practicată de triburile native din Canada. Ea invocă pământul, apa, plantele roditoare, plantele medicinale, peștii, păsările, animalele, cele patru vânturi sau cele patru direcții, invocă străbunii, invocă soarele și luna, invocă învățătorii iluminați și în final pe Marele Spirit. Și în felul ăsta, o lecție simplă, cum ar fi cea despre structura tulpinii unei flori de nufăr care este plină de celule de aer care o ridică la suprafața apei ca ea să poată să înflorească și să primească lumină și să facă semințe și apoi să se scufunde un pic atât cât îi trebuie seminței să doarmă acolo în receptacul și să se matureze și să iasă din nou afară ca să fie eliberată sămânța, devine o metaforă pentru viața noastră care este asemenea acestui nufăr, ridicată de ceea ce ne ajută să evoluăm către lumina noastră proprie interioară, alimentată de lumina asta și, în cazurile fericite, încununată de fruct și de sămânță. Nu poți să nu zâmbești așa cu bucurie când citești cartea asta și ăsta este motivul pentru care vă rog să vă luați și să o citiți. Este un manual despre arta de a trăi, despre istorie, despre obligativitatea de a nu uita și despre interconectarea a tot ceea ce există. Sper că v-a fost de folos povestea asta și vă promit că dacă mai dau peste vreo carte interesantă, am să o iau din nou foaie cu foaie și am să vă povestesc de ce merită să o citești mai degrabă decât să dai drumul la alte știri toxice de la televizor. Vă îmbrățișez, să avem timp bun cu toții!